știu dacă mi-am trăit copilăria în adevăratul sens al cuvântului. Familia mea s-a destrămat. Am înțeles că ai crescut într-o singură cameră? Da, ani de zile, cu o singură pereche de pantofi. De bocanci, de fapt. Am fost un copil foarte amărât. Am să spun un secret. Voi nu știți cine sunt eu acum, dar veți ști cu toții cine sunt. Un bărbat care ridică mâna la tine și l-a iertat, o va face mereu. Cătălin Botezatu m-a ales. Și de la prima prezentare am știut să mă impun. Și s-a speculat despre faptul că tu l-ai fi folosit pe Cătălin Botezatu ca să devii celebră. Ei, aș spune că ne-am folosit unul pe celălalt. Ce părere ai despre asta? De fapt, de plastic era creierul ei. Dacă a putut să spună de atâtea ori un lucru atât de aberant, ce e de plastic? Nu este ceva foarte comod să vorbesc despre un bărbat, pentru că pe mine nu mă definește niciun bărbat. Nu pot și mi-ar fi greu și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia. Eu nu mi-am dorit neapărat să am copil sau copii sau... Nu mă vedeam, pentru că eu nu mi-am trăit copilăria, știi? Fie a venit pe lume, a fost o nebunie națională, pentru că toată lumea spunea că eu am avut o sarcină fake. I-am aliniat pe tot și am spus: eu nu fac asta, eu nu fac asta, eu nu fac asta. Eu am nevoie ca tu să faci asta, 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 asta. Este foarte ușor de la distanță să judeci un om, să-i critici întotdeauna deciziile, să ți se pară că e într-un fel sau altul. V-ați întrebat vreodată cum sunt vedetele în realitate? Ce le-a făcut să ajungă aici? Care le-a fost parcursul? O să vorbim astăzi cu cea mai cunoscută persoană din presa românească, Bianca Drăgușan. Mulțumesc! A fost o introducere fastoasă, să zic eu așa, dar eu chiar cred că ai dreptate. De peste 10 ani de zile, cred că sunt cea mai titrată persoană din România. E o povară? Nu e simplu. Nu e simplu, dar sunt asumată. Nu e simplu să fiu eu. Până ne ducem în povestea ta, momentul când te-a durut cel mai rău, când n-ai putut să te ridici din pat, când ai sângerat sufletește pentru ceva ce s-a spus despre tine? Au fost foarte multe momente de felul acesta, dar eu nu-mi dau voie mie să cad. Și dacă, da, cumva am căzut, mă ridic mai puternică ca niciodată. La mine vorba aia ce nu te omoară te face mai puternic a funcționat înzecit. Te-ai întărit în copilărie? A fost așa ca o haină de vreme rea pe care ai purtat-o toată viața? Cred că da. Adică am avut o copilărie atipică și cred că de atunci. Adică nu știu dacă mi-am trăit copilăria în adevăratul sens al cuvântului, cu Crăciun, cu sărbători, cu... A fost o copilărie atipică. Părinții mei au divorțat când eu eram foarte mică. Eu am ales să plec cu tatăl meu. Nu începusem clasa întâi. Și am crescut practic din inerție, cu voia lui Dumnezeu, într-o garsonieră, în incinta unui stadion din Petroșani. Lumea când te vede acum, cum arăți, unde ai ajuns, consideră că așa te-ai născut. Vreau să mergem împreună la Târgu Jiu. Da. Să-mi faci cunoștință cu Bianca și să-mi faci cunoștință cu familia ta înainte de perioada asta care v-a marcat pe toți și cumva v-a împărțit în mai multe părți. De fapt, eu m-am născut undeva în județul Hunedoara și familia mea s-a destrămat, să spun așa, încă în perioada când eu începeam clasa întâi. Părinții mei au decis să divorțeze, iar eu mi-am consumat copilăria încercând să-i împac. Adică scopul meu în viață la momentul acela, când aveam 6-7 ani, era să-mi împac părinții, neînțelegând substraturile acestui divorț și mai având o soră mai mică decât mine, cu 2 ani. În urma tuturor eforturilor mele de a-mi ține mama cu tata împreună, n-am reușit să fac acest lucru, alegând să plec cu tatăl meu în orașul Petroșani. Tatăl meu fiind masorul unei echipe de fotbal, la vremea aceea existentă, nu știu dacă acum mai există.
Ca să nu trecem peste moment, Bianca Mare a înțeles și a explicat Biancăi de atunci de ce mama și tata nu voiau să se mai împace? Bianca Mare, da. Bianca Mică, nu. Bianca Mică a fost o luptătoare și un copil foarte năzdrăvan, impunător și care s-a maturizat mult prea devreme. Cum o cheamă pe mama? Cum îl cheamă pe tata? Cum o cheamă pe soră? Fă-ne cunoștință cu ei. Pe mama mea o cheamă Madi. Chiar este româncă, dar o cheamă Madi, da? Pe tatăl meu îl cheamă Radu. Iar pe sora mea o cheamă Oana Roxana. Ei sunt familia mea. Am înțeles că ai crescut într-o singură cameră? Da, ani de zile, cu o singură pereche de pantofi. De bocanci, de fapt. Cum era casa aia, universul tău? Ți-l mai aduce aminte? Da, îți dai seama, mi-a marcat copilăria. Am fost un copil foarte amărât. Și am crescut alături de tatăl meu câțiva ani și, practic, eu consider nu neapărat că am crescut alături de tata, într-adevăr. Tatăl meu, fiind bărbat, m-au marcat câteva experiențe, trecerea de la copil la adolescent și așa mai departe, fiind lângă tatăl meu, care nu prea le avea în ale comunicării, să spun așa. Îți dai seama că sunt foarte multe lucruri de care mi-aduc aminte și pe care mi-aș fi dorit să le uit. Însă mi-aduc aminte foarte multe detalii. Faptul cum el se chinuia și făcea pe reșeu, dacă știi că era, făcea cartofi prăjiți. Faptul că eu am stat vreo 4 ierni la rând cu aceeași pereche de bocanci care era dezlipită și ca să nu mi se ude ciorapii punea pungă peste șosete. Și am avut o copilărie foarte grea. Și mi-am țin minte anumite lucruri, cum îmi lipeam nasul de geamul înghețat. Nu existau termopane pe vremea aceea, cum dormeam înfofolită, îmbrăcată, pentru că era foarte frig afară. Și cum eu mie îmi promiteam că atunci când eu o să fiu mare, eu o să-mi ajut părinții și o să fiu împlinită, mai ales din punct de vedere financiar. Deci cum dormeați în cămăruța aia? Dormeam în pat cu el și îl iubeam atât de tare încât în momentul în care știam că a doua zi urmează să plece de lângă mine, mă legam cu o eșarfă de mâna lui. Dormeam mâna mea, îl iubeam atât de tare pe tata și nu-mi doream să plece, legam mâna mea de mâna lui și nu știu cum făcea, că dimineața mă trezeam singură și reușea să se dezlege fără să mă trezească și pleca în cantonament sau unde avea el treabă. La vreo 2 ani a venit și sora mea și am crescut una lângă cealaltă din inerție. Inerție, exact așa cum am zis, pentru că tatăl meu era plecat mereu în cantonament, pleca câte 3-4 săptămâni, ne lăsa bani, ne descurcam singure. Era senzația de abandon? Da. Era, mă simțeam a nimănui, cu toate că mama și-a dorit foarte mult să fie lângă noi, dar așa a fost atunci, asta a fost voia Domnului. Pare foarte ciudat ca două fetițe, de exemplu, să aleagă să meargă cu tata. Ce s-a întâmplat atunci la divorț? De voi două cumva ați ales să stați cu tatăl vostru, nu cu mama? Eu n-am înțeles de ce s-au despărțit exact părinții mei, dar între timp, după 10-15 ani, mi-am dat seama că mama se simțea foarte singură și avea foarte mult nevoie de ajutorul tatălui meu, care era mai mult absent prin prisma serviciului pe care îl avea. Și atunci în viața mamei mele a apărut altcineva cu care s-a și căsătorit atunci, iar eu am condamnat-o foarte mult pentru alegerea ei, pentru că eu îl iubeam pe tata foarte mult și îmi doream familia, știi? Neînțelegând-o pe mama și neînțelegând lipsurile unei femei. O femeie n-are nevoie doar de partea materială, deși tata câștiga foarte bine în perioada aia și suplinea absența lui, o suplinea material, dar banii nu sunt totul, iar eu am ales să plec cu tata într-un context în care banii nu mai existau, nici nu mai erau totul și nici nu mai existau. Atunci mama a ales să se recăsătorească și eu am condamnat-o foarte mult pentru chestia asta. Ai condamnat-o? Cu toate că ea a luptat să ne aducă înapoi, dar a fost decizia noastră, pentru că în instanță ne-am întrebat cu cine vrem să rămânem. Ai simțit în tată că ceva s-a rupt atunci? Da, îl vedeam pe tata ca o victimă și n-a fost vina unuia dintre ei. A fost
soarta, destinul. Apoi, după câțiva ani, eu m-am reîmprietenit cu mama, care a luptat mereu pentru noi, și m-am prietenit cu soțul mamei mele, la care mi-a fost foarte mare ajutor și s-a implicat și se implică în viața copilului meu. Și copilul meu îi spune bunicule și copilul meu îl iubește. Și noi am devenit între timp, după câțiva ani de zile, o familie frumoasă. Neunită, de altfel, pentru că unul acolo, unul acolo, unul acolo. Ne-am împrăștiat așa în țară, dar ne iubim și suntem alături unii de ceilalți. Tatăl tău a mai reușit să-și refacă viața de atunci? Am să spun un secret pe care nu... Tatăl meu, cred că și în ziua de astăzi, doarme cu poza mamei mele în casă și o are cu el în portofel. După 30 și ceva de ani. Chiar dacă a mai avut iubite, eu nu am cunoscut niciodată. Eu n-am văzut niciodată pe tatăl meu lângă o altă femeie. Și știu că pe mama a iubit-o la superlativ. Și nu știu dacă o mai iubește, dar în momentul în care vorbesc cu el și o pomenesc, are așa, a, nu, nu-mi spune, nu... Știi, dacă lucrurile ar fi fost încheiate, ar fi fost foarte detașat. Dar el nu este. Mama ia puțin la mișto situația, dar părinții mei s-au iubit foarte mult. Tatăl meu a fost un bărbat foarte frumos și încă este, chiar dacă are vârsta de 70 de ani aproape, este un bărbat impecabil, înalt, atletic, cu mușchi, sportiv, viață impecabilă, sănătoasă. Fetița cu năsucul de gheață, privind spre lumea mare care o aștepta să strălucească, avea vise. Cred că ce e important pentru oameni e să înțeleagă momentul în care tu ai vrut să fugi de acolo. Momentul în care ai simțit că trebuie să-ți faci un drum. Când a început visul? Când ți-ai dorit altceva? Să scapi din cămăruța rece? Atunci, când nu aveam nimic. Când, practic, a fost prima oară în viața mea când m-am simțit la pământ, sufletește, fizic, material. Eram un copil, la început de drum, începeam primul an de școală din viața mea. Nu aveam decât un cățel și el a vopsit roz pe vremea aceea. Mi-a trimis tatăl meu o poză recent cu el. Și cred că atunci mi-am lipit nasul de geam, înghețată, înfofolită, într-o încăpere în care nu era nimic, nici măcar un brad de Crăciun, deși era Crăciunul. Și atunci mi-am promis eu mie că viața mea se va schimba. Și atunci a fost momentul în care am spus: voi nu știți cine sunt eu acum, dar veți ști cu toții cine sunt și nu voi ști eu cine sunteți voi. Și așa a fost să fie. Așa a fost. Toată lumea, că vreau să trecem către următorul pasaj, este întipărit în mentalul colectiv imaginea ta la emisiunea Din Dragoste. Este un moment de cotitură în viața ta. Eu am găsit vârsta de 16 ani. Corect. Este reală. Foarte real. La 16 ani aveai să apar pentru prima dată în fața camerelor, care mai târziu aveau să-ți fie menirea. O întrebare pentru tine am. Ai apărut pentru că îți doreai un alt drum? Ai dorit să fii cunoscută sau ai apărut acolo din iubire? Ambele situații. Din impuls, din iubire și pentru că eram sigură că eu sunt cineva, nu oricine. Chiar dacă eram mică și chiar dacă am fost judecată. Și apoi toată lumea, în loc să privească dincolo de aparențe și dincolo de această oglindă în care eram un copil la pubertate, cu o educație mediocră, da? Toată lumea m-a luat și m-a analizat fizic. Dom'le, cum arăta și cum arată. În loc să se uite dincolo de ceea ce apărea. Comparația între cele două fotografii cu mine de acum 20 de ani și cu mine de acum, dar sunt mai bine de 20 de ani, e foarte simplu să-ți dai seama că eram un copil, eram la pubertate. Eu la câteva luni am slăbit considerabil, vreo 30 de chile. Pe vremea aia nu permiteam, din punct de vedere financiar, nici măcar telefonul aveam. La 16 ani existau telefoanele aia Ericsson, dacă ți-aduci aminte, care cu 3 secunde, alo, unde știi? Erau alea.
Ambiția. Ambiția m-a făcut să mă transform. E un pic dureros până una alta ca cineva să te ducă într-o zonă a vieții tale și să te categorisească doar pentru un moment al vieții tale. Cum spui și tu, erai un copil atunci, dar cumva e folosit. Uită-te, Bianca, cum arătai. Din punctul meu de vedere, e o chestie care îmi face bine. Și Kim Kardashian are un trecut, nu? Și nu e la fel. Adică știm cu toții cum a apărut ea în presă și cum a devenit cea mai celebră femeie din lume. Adică se poate și mai rău de atât, se poate și mai bine de atât. Ok, mi-ar fi plăcut să debutez pe scenă, scena, nu știu, televiziunii românești, având un talent remarcabil, o voce remarcabilă sau... Dar asta este viața. După Din Dragoste, având în vedere cronologia, înțeleg că ai avut prima relație importantă cu un bărbat mai în vârstă decât tine, care avea să fie de altfel și cea mai grea relație pentru tine, din ce am citit. Era vorba de un afacerist local de acolo. Da, nu vreau să vorbesc despre această perioadă, pentru mine nu există. Vrei să nu vorbim despre el sau vrei despre să nu vorbim nimic, de... Despre nimic. A fost o experiență dureroasă și nu vreau să-mi amintesc. Bun. Din toate relațiile pe care le-am avut până în momentul de față, am învățat câte ceva despre mine, despre viață sau despre oamenii pe care i-am cunoscut prin prisma acestor relații. Se pare că din moment ce la vreo 15-20 de ani mi-a fost trimis un personaj asemănător, Dumnezeu mi-a arătat că pot repeta anumite greșeli dacă nu sunt atentă la alegeri. Și atunci mi-a mai fost trimisă, sub o altă înfățișare, cam același gen de relație, din care a trebuit să învăț că trebuie să fiu atentă atunci când aleg și trebuie să fiu foarte atentă atunci când răspund unor provocări. Pentru că sunt o femeie foarte vulcanică, foarte irascibilă și trebuie să fiu atentă. Pentru fetele de acasă, când fac alegerile astea, tu vorbeai de impulsivitate. La ce ar trebui să fie atentă ca să nu ajungă în situații care să le facă mai rău apoi? Cum am spus... Ce ai învățat tu? Adică setul tău de reguli pe care îl ai acum, după ce ai trecut prin ce ai trecut? Deci, un bărbat care îți devine infidel odată și l-a iertat, cred că îți va fi infidel mereu. Un bărbat care ridică mâna la tine și l-a iertat, o va face mereu. Un bărbat care promite lucruri și nu se ține de ele, va fi mereu la fel. Am învățat că oamenii nu se schimbă, am învățat că oamenii doar se adaptează unor situații și pot fi mai buni doar ca să obțină ceva. Am învățat că există oameni atât de perseverenți în a-și urmări scopurile demonstrative, încât pot trece peste cadavre și încât pot face ravagii fără să țină cont că pot distruge suflete care nu le oferă decât iubire și încredere. Ai simțit vreodată că ai avut sufletul distrus din pricina alegerilor pe care le-ai făcut în privința bărbaților? Da. Într-adevăr, nu de multe ori, dar au existat astfel de momente, dar eu nu le regret. Eu regret decât alegerile și faptul că am fost naivă și am iertat și faptul că am crezut că oamenii se pot schimba. Fundamental, oamenii nu se pot schimba. În principiu, repet, își schimbă comportamentul și adoptă alte strategii până obțin ce vor. În momentul în care obțin ce vor, redevin ei. Deci am apreciat mereu faptul că, ok, nu discutăm acum despre ele, dar ai fost suficient de deschisă încât să discuți despre ele.
Faptul că ai învățat că nu trebuie să-ți fie rușine cu anumite evenimente din viața ta. Pentru că eu sunt un om asumat. Și de asta și am vrut să deschidem un pic capitolul ăsta, pentru că oamenii de acasă au nevoie să știe că nu întotdeauna totul e perfect acasă. Și viețile noastre nu sunt întotdeauna perfecte. Păi nu este niciodată ce vrem noi să afișăm. Ce punem pe Instagram, aia nu este viața noastră reală. Ce punem pe Instagram este o viață motivațională. Totul frumos, opulent, strălucitor, totul impecabil, totul minunat. Ne trezim machiate, fără cearcă, părul stă perfect. Bine, asta este viața de pe Instagram, dar nu este viața reală. Faptul că eventual ți-ai pus o poză fără filtru sau nemachiată sau plângând, și dacă faci chestia asta, ești condamnat. Atunci, mai bine nu o faci, nu? De ce în cazul tău, față de altor vedete, nu a existat înțelegere? Eu cred că a existat, dar depinde cum o privești. A existat înțelegere și există apreciere. Pentru că de asta rezist pe primul loc de atâția ani. Totuși, sunt mai bine de 14-15 ani de când sunt cea mai titrată femeie din România. Există apreciere. Chiar și haterii mei mă apreciază, dar nu recunosc. Haterii mei sunt cei mai mari fani, de fapt. Ambiția asta pe care o ai, care ți-a fost sădită în copilărie, este cumva motorul care te ține și hate-ul ăsta cumva îl transformi în ceva bun întotdeauna? Da, bineînțeles, la mine așa funcționează. Eu am atâta energie bună în mine și știu despre mine că sunt un om atât de bun și de capabil, încât nu mă atinge absolut nimic în momentul de față. Am frica lui Dumnezeu, dar am încredere în mine și în mintea mea și în ceea ce îmi doresc. Dar încrederea asta de multe ori poate fi percepută ca aroganță, de exemplu. Aroganță din partea unor frustrați. Da, poate fi percepută ca o aroganță din partea unor oameni invizibili, frustrați, mici, și cu duhul, și cu spiritul, și cu sufletul, și cu materialul. Altfel nu. E foarte bine să ai încredere în tine. Nu neg că am și momente în viața mea în care sunt mai low profile, dar îmi revin repede, pentru că e singura mea variantă. Să fiu bine sau foarte bine. Pentru că suntem la oglindă și vorbim cumva de viața ta, ți-am respectat dorința de a trece peste această relație care cumva te-a traumatizat, ți-a schimbat viața, te-a întărit. Dar o să vreau să trecem mai departe, pentru că, într-un definitiv, înțeleg că a existat o altă relație după aceasta, în care tu te-ai transformat într-un fel sau altul. Sunt 2 ani de zile cu un alt bărbat în care cumva transformarea ta avea să se întâmple. Înțeleg că ai început să faci foarte mult sport în perioada aia. Poți să ne spui ceva despre perioada aia? Tot ce mi se întâmplă mie nu este datorită unor persoane care apar sau dispar din viața mea. Este datorită ambiției mele. Și tot ce mi se întâmplă mie este strict alegerea mea. Fie câteodată bună, fie câteodată mai puțin bună. Dar mie nu-mi place să mă analizez prin prisma unor persoane care au fost, au stat și au plecat. Înseamnă că n-a fost locul lor lângă mine. E foarte simplu. Eu fac sport dintotdeauna. Am avut o viață sănătoasă dintotdeauna. Încă de pe vremea aceea, cu prima mea apariție la emisiunea aceea, eu am început un stil de viață sănătos pe care l-am și în prezent. Eu nu fac sport ca să arăt bine într-o rochie. Eu fac sport să mă simt bine în pielea mea. Eu nu mănânc sănătos ca să fiu sănătoasă mâine sau să-mi stea vărul bine sau să am unghiile sănătoase și anul viitor. Asta e un stil de viață al meu. Dintotdeauna am stilul acesta de viață. Există o singură competiție. Eu cu mine. Altă competiție nu există și nu va fi vreodată. Eu vreau să fiu cea mai bună variantă a mea pentru mine, în primul rând, pentru familia mea și pentru copilul meu. Dacă eu funcționez bine la parametri, la superlativ, totul merge bine în jurul meu. Când ai venit în București? Ți-a aduce aminte cum ai ajuns în București? Cred că am vreo 18 ani, 17 ani de când sunt aici. Drumul exact ți-l mai amintești? Cum te-ai hotărât? Îl amintesc, mi-l amintesc. Cum a fost?
Eram într-o marcă de mașină foarte șmecheră la vremea aia, așa cum e șmecheră. Pentru că eu nu am venit cu trenul la București. Eu am venit țintă. Eu am știut ce vreau în momentul în care am aterizat la București. Aveam geantă de firmă, aveam mașină. Aveam bijuterii din aur foarte mult, foarte multe și foarte cu firma la vedere, așa. Și scopul meu a fost să vin să strălucesc. Și prima oprire pe care am avut-o a fost la Fashion Week, la un casting, unde, pe bună dreptate, fără să mă cunoască, Cătălin Botezatu m-a ales. Și de la prima prezentare am știut să mă impun. S-a scris și s-a speculat despre faptul că tu l-ai fi folosit pe Cătălin Botezatu ca să devii celebră. Ei, aș spune că ne-am folosit unul pe celălalt. Ce părere ai despre asta? Și dacă stăm bine să analizăm, nu cred că dacă îi pune aceeași întrebare lui, te-ar contrazice. Ne-am folosit în toate scopurile posibile unul pe celălalt. El pe mine, eu pe el. Mai exact cum? Ne-am iubit. V-ați iubit? Da, ne-am iubit. Și ne-am folosit, evident că ne-am folosit unul de celălalt. Dar nu e ca și când el nu știa sau eu nu știam. A fost o chestie nespusă, doar trăită. Tot din inerție s-a legat totul între noi. Cred că Dumnezeu m-a trimis în acea perioadă în viața lui pentru că el avea nevoie de mine, mare, și eu de el. Și ne-am întâlnit. Cum este sufletul lui Cătălin Botezatu? Cum l-ai simțit tu ca om? Este un om foarte inteligent, cu un suflet foarte bun. Este un om care, dacă ai nevoie de el și îl suni la 4 dimineața, oriunde s-ar afla pe această planetă, el nu-ți va spune nu, cel puțin mie. Am avut și prieteni pe care i-a ajutat, deși nu erau persoane cu care a intrat în contact foarte direct. Știu o întâmplare cu o familie mai nefericită. Oamenii au cerut ajutorul. Nu a făcut public. Știi că noi, vedetele, gen, avem tendința să facem și să arătăm. El a ajutat fără ca să arate. Și noi am rămas prieteni în momentul de față. Ne-am mai șicanat, am mai avut noi câțiva ani în viața noastră când ne-am șicanat unul pe celălalt. Dar a înțeles că sunt o femeie deșteaptă pe care trebuie să ți-o ții alături. Dar de ce lumea credea că este totul fake atunci? Lumea oricum crede că totul este fake. În principiu, lumea care crede acest lucru, de fapt, ea este fake. Ei n-au viață. Cei care au timp să judece viețile altora, de fapt, ei nici măcar nu au viață, au doar timp liber și n-au nimic altceva. Și atunci își permit să facă afirmații. Au fost momente de strălucire pentru mine, pentru că am fost pe cele mai renumite podiumuri din lume, Milano Fashion Week, am prezentat pentru Cavalli și pentru mulți alți designeri celebri, dar ar trebui să dau un search pe Google ca să văd. Și am strălucit și la propriu și la figurat și strălucesc încă și îmi place lucrul acesta. În fiecare zi se scrie ceva despre tine, în fiecare zi. Da. În fiecare zi. Da. Devine o dependență sau îți dorești ca într-o zi pur și simplu să fii necunoscută? Am perioade când încerc să mă detașez pentru că mi se pare așa ca o povară. Dar m-am obișnuit. Faptul că se scrie în fiecare zi despre mine înseamnă că eu vând și că se citește în fiecare zi despre mine. Deci problema de fapt nu este a mea. Da, de fapt nici măcar nu este o problemă. Faptul că mereu se scrie ceva despre mine înseamnă că eu sunt ca un izvor, nu? Care dau mereu informații noi. Eu nu încerc să fac nimic. Eu, dacă mănânc o prăjitură și are mai mult zahăr și am postat-o pe Instagram, se scrie că am mâncat o prăjitură. Ți se pare un lucru despre care să scrii? Nu. Vezi? Adică, mai zilele trecute am avut o problemă cu tensiunea și mi s-a spart un vas de sânge în ochi. M-am prezentat la un eveniment monden și am spus de ce am pățit acest lucru. Însă, s-a găsit o reporteriță care nu mă prea are la suflet de câțiva ani
să scrie ceva total neadevărat. La modul că Bianca Drăgușanu s-a prezentat la un eveniment cu un ochi vânăt și umflat. Titlu. M-am uitat să văd. Cu toate că eu cerusem colegilor reporteri, domne, dacă mă filmezi, dă și tu un cadru mai larg, pentru că am anumite probleme acum. Nu sunt în cea mai bună formă a mea. Eu fac un efort, că sunt și aici și că îți dau ție interviu. Nu? Adică, hai să fim oameni. Dacă eu fac ceva pentru tine, fă ceva pentru mine, pentru că așa mi se pare normal. În schimb, domnișoara care n-a înțeles că eu am făcut un efort pentru ea, pentru toată lumea a fost ok. Asta a existat una care a fost gică contra. Dar ce voia să sugereze, de fapt? Voia să sugereze probabil o altă operație estetică de-a mea sau probabil o altă întâmplare, mai puțin fericită. La fel cum ți-ai asumat toate operațiile pe care le-ai făcut. Da, bineînțeles. Am citit la un moment dat un lucru pe care l-ai spus, că tu te vei opera până o să mori. Da, bineînțeles. Fix asta. Mă voi opera până în momentul în care am să-mi consider eu că sunt bine sau sunt perfect sau sunt așa cum vreau să fiu. Ceea ce nu mi se pare un lucru anormal. Asta nu înseamnă că mă duc zilnic sau că îmi fac zilnic câte ceva. Pot face mici îmbunătățiri pe aici, pe acolo, care să-mi confere mie acel confort psihic, să zicem, în care să mă simt eu bine. Că, de fapt, eu fac lucrurile astea pentru mine, nu pentru altcineva. Și acum sunt într-un proces de vindecare care mai durează încă un an de zile, în urma unei rinoplastii, și asta este, mi le asum. Dar e o luptă ta cu perfecțiunea? Este nu neapărat o luptă, că nu i-aș spune o luptă, pentru că perfecțiunea nu există. Că dacă eu mă tai pe aici, poate îmi găsesc prin altă parte ceva. Nu există perfecțiune. Perfecțiunea stă în ochiul privitorului. Nu vreau să fiu perfectă pentru cineva anume. Pentru tine. E starea mea de bine. Eu așa consider că vreau să arăt, nu vreau să copiez pe nimeni, eu vreau să arăt doar ca mine. Iar eu am rămas aceeași femeie. Eu seamăn cu mine de acum câțiva ani, cu mine îmbunătățită pe aici pe acolo. Dar sunt tot eu, nu m-am transformat în Angelina Jolie. Acum ești perfectă pentru tine? Nu. Ar mai sunt fi perfectă ceva? Din alte puncte de vedere, dar nu sunt perfectă. Ar mai fi ceva de... Mai sunt mici îmbunătățiri, mai sunt mici chestii pe care le-am discutat cu un medic. Aș vrea să le fac forma buzelor, de exemplu. În rest, sunt doar chestii la fel, care le fac din inerție. Eu am văzut oameni mici perfecți, copii. Copilul meu este perfect. Ăștia mici sunt perfecți, toți. Dar depinde. La un moment dat mi-am văzut iubitul perfect, până când m-am supărat și l-am văzut imperfect. Ține de iubire. Da. Și cumva dacă te iubești tu pe tine, te vezi și perfect. Da. Cam ăsta e raportul. Ăsta este raportul, da. Sau am mici îmbunătățiri de adăugat pe care mi le permit să le fac, care consider că îmi aduc o stare de bine și un confort. Și atunci, din când în când, îmi fac lucruri. Dar dacă intervențiile astea ți-ar afecta cumva sănătatea, că spune că există. Atunci nu le mai fac. Nu le mai fac. Nu. Mă opresc. Pentru că oricum sunt bine. Eu oricum arăt cum vreau eu să arăt. Doar că na, din când în când. Mă duc aminte un episod de la televizor. Știu că o doamnă prezentatoare, nu mai țin minte la ce emisiune, te-a făcut vreo 10 minute în continuu fata de plastic. Îmi aduc eu aminte. Ți-aduci aminte? Da, știu cine. Cred că acum 10 ani să fie. Da, 10 ani, exact. A fost singura dată când te-am văzut răbuvnind cu adevărat. De fapt, de plastic era creierul ei. Dacă a putut să spună de atâtea ori un lucru atât de aberant. Ce e de plastic? În ziua de azi, cardurile sunt de plastic, dar te folosești de ele, da? Și creierele mai pot fi de plastic dacă ajungi ca tu, prezentatoare, să spui obsesiv același cuvânt într-o frază de câteva propoziții. Care, ce crezi? După câțiva ani de zile a început să devină și ea tot de plastic. So, nu dăm nume că știm cine e. Eu cumva te-am întrebat asta
pentru că tu ai un sistem perfect de autoapărare. Dar totuși aș vrea să știu dacă uneori în tot sistemul ăsta bazat pe ambiție, clădit pe ambiție după ambiție după ambiție, dacă uneori toată tirada asta care îți vine din partea unora, dacă și tu clachezi, dacă ai momente cum a fost ăla în care clachezi. Da, am, pentru că eu sunt o fire foarte vulcanică. Am momente în care clachez și dacă stai puțin și urmărești evoluția mea și toate proiectele TV în care eu m-am implicat, eu sunt foarte transparentă ca om. Și în momentul în care mă supăr foarte rău, am tendința să răbufnesc și să mă exprim cu același limbaj cu care sunt atacată. Eu pot să fiu și high class și să cobor pentru oricine. Acolo, ca să mă înțeleagă, să vorbesc pe limbajul ei. Iar în ultima perioadă a vieții mele, chiar asta am făcut. Fără perdea, în oglindă. Am acționat în oglindă. Mi-ai spus, ți-am răspuns. Pe aceeași foaie, cu aceeași monedă. Și se pare că de fiecare dată când eu am acționat în oglindă, cealaltă oglindă s-a spart. Silențio stampa. Pentru că nu le convine să te porți ca și ei. Și pentru că de cele mai multe ori aceste persoane și aceste personaje nu vorbesc despre tine. Ei se autodescriu când vin și spun lucruri urâte despre tine, deși ei nu te cunosc, deși ei te analizează, deși tu nu le-ai făcut niciun rău, dar au la ei cuvinte prin care să te jignească, prin care să-ți facă rău, prin care să te provoace. În momentul în care tu vii și le răspunzi cu aceeași monedă, ei aplică silențio stampa, că ei nu se coboară la acest nivel. Uitând că deja s-au coborât când au intrat cu tine într-un conflict, provocându-te, fără ca tu să le faci ceva. Nu e despre mine atunci, e doar despre ei. Ăsta e studioul în care și tu ai lucrat. Aici. Da. În canal de... Te vreau lângă mine. Te vreau lângă Cântam mine. Când urcam scările. Ți-a adus aminte? Da, da. Presupun da. Că ai amintiri frumoase de aici. Cele mai frumoase amintiri. Pe Victor Slav aici l-ai întâlnit sau aveați o relație dinainte? Pe Victor Slav l-am întâlnit într-un platou de filmare la Pro TV, nu aici. Dansul. Da. De acolo a pornit. Atunci toată țara v-a vrut împreună. Păreați doi oameni perfecți, că tot vorbeam de perfecțiune. V-ați îndrăgostit instant? Cum s-a întâmplat? Cum v-ați legat? Ți-aduce aminte? Vezi tu, relațiile astea care... Da, fac parte din trecutul meu, nu mă caracterizează ca și poveste. Pentru că, repet, nu este vorba de persoane care au fost în viața mea, deși el este tatăl copilului meu și eu l-am ales pentru asta. Pe mine nu mă mai caracterizează să vorbesc prin asociere cu alți oameni, pentru că eu sunt eu. Eu nu sunt creația cuiva. Nici măcar al lui Cătălin Botezatu. Noi ne-am ajutat unul pe celălalt. Eu sunt creația lui Dumnezeu. Eu pot vorbi despre mine, nu despre oameni care mi-au fost trimiși tot de Dumnezeu pentru întâmplări minunate, cum a fost Sofia. Ce relevanță are să-ți povestesc acum despre tatăl copilului meu, cu care eu n-am decât o relație minunată, pentru că este tatăl copilului meu, și atât. Pentru mine, în momentul de față, nu este ceva foarte comod să vorbesc despre un bărbat, pentru că pe mine nu mă definește niciun bărbat. Și nu m-a definit. Eu nu exist aici datorită unor bărbați sau unui bărbat. Despre mine pot să-ți spun, fără să vorbesc despre el, eu nu mi-am dorit neapărat să am copil sau copii sau... Nu mă vedeam, pentru că eu nu mi-am trăit copilăria, știi? Și Sofia a apărut în viața mea atunci când a avut Dumnezeu. Nu mi-am planificat-o, nu mi-am dorit-o, nu mi-am... Pur și simplu a venit ca o minune în viața mea și este cel mai frumos lucru pe care l-am realizat și care mi s-a întâmplat până în momentul de față. Și pe care nu l-am plănuit. Este minunată din toate punctele de vedere. În fiecare zi mă învață câte ceva copilul meu. Este superbă. Este deșteaptă, este impunătoare, este puternică, este independentă la 5 ani.
Este descurcăreață. Mă citește fără să-i vorbesc. Mă citește printre gânduri. Se uită la mine și mă scanează. Știe ce vreau să-i spun. Este o minunăție. Momentul când a venit pe lume, cum a fost? Momentul în care Sofia a venit pe lume, a fost o nebunie națională. Pentru că toată lumea spunea că eu am avut o sarcină fake. Și că am avut o mamă surogat. Pentru că eu, a treia zi când am ieșit din spital, am ieșit îmbrăcată într-un corset XS și burta a dispărut instant. Cam aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină. Să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresii, deși am fost condamnată pe acest subiect când am spus părerea mea despre depresie. Eu nu am avut timp să am depresii. Eu am vrut să fiu minunată pentru copilul meu și să pot să intru în business ca să pot să-i ofer o viață minunată așa cum o merită. Practic aș fi fost la nivelul lui Beyoncé și mi-aș fi cumpărat o mamă surogat care costă sute de mii de euro. Aș fi purtat o burtă falsă și această mamă surogat care a făcut-o în seminare ar fi născut pentru mine, ceea ce este imposibil în România să faci. Probabil prin America se poate și chestia asta, cu burtă fake și cu... Dar eu am fost însărcinată 100%. Și a fost o perioadă foarte grea din viața mea, pentru că eu sunt o femeie hiperactivă, iar cu burta aia, deși aveam o burtă, deși nu se vedea, era imensă. Eu știam să mă îmbrac. Am făcut întotdeauna alegeri foarte smart în ceea ce privește îmbrăcămintea, mai ales în perioada aceea. Ce să-ți spun? Perioada de gravidenie, cine spune că e o perioadă minunată, te minte. Nu există perioadă minunată când ești gravidă. Asta e o aberație. E să vii tu să îmi spui că ești gravidă și te simți minunat și ai născut de 3 luni și tu mai vrei al doilea copil, deci nu e ca pe proști. Te simți rău în sarcină? Am avut o felul de probleme, în afară de faptul că nu poți să dormi în ultimele 2 luni, nu mai poți să dormi, copilul se mișcă, nu-ți găsești nicio poziție, picioarele umflate, mâinile umflate, te doare spatele. Te simți și nu poți să te îmbraci, nu aia. Poți să urci căr, nu poți să conduci. Nu m-am simțit singură. Ai avut oameni lângă tine? Am avut familia mea și era fostul meu soț alături. Eu le-am spus din prima clipă când am aflat că sunt gravidă, care sunt pretențiile mele pe sarcină. I-am aliniat pe toți și am spus, eu nu fac asta, eu nu fac asta, eu nu fac asta. Eu am nevoie ca tu să faci asta, 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 asta. Vă conformați? Da, bine, atunci eu sunt așa. Nu vă conformați? Să știu ce am de făcut. Punct. Foarte clară am fost. Foarte hotărâtă, foarte clară. Dincolo de bârfa asta cu sarcina falsă, ți-a luat din bucuria ta de a deveni mamă în ziua aia? Nu mi-a luat nimic. A fost un sentiment pe cât de ciudat, pe atât de frumos. Dar nu aș vrea să exagerez în expresii. Pentru că oamenii care exagerează în expresii și dau lacrimile, eu, mamă, super, mint. Bucuria aia pe care o trăiești atunci nu se poate exprima. Este un sentiment ciudat. Legătura între tine și copilul tău, mai ales când îl vezi prima oară, și este urâțel, pentru că este urâțel prima oară. Știi? Eu am făcut cezariană. Și când am văzut-o în prima secundă, era acoperită de un lichid, de o chestie verde. Și a fost un sentiment foarte ciudat și de panică și de te sperii și ce... Eu credeam că va ieși blondă cu ochii albaștri și a ieșit copilul negru cu ochii căprui. Și era fix momentul acela. Sunt niște emoții de nedescris. Nu există pe planetă sentimente mai puternice și mai ciudate, pentru că ai tot felul de stări. Vrei să fie bine, te gândești, are degete, are mâini, are urechile, are nasul. E al meu, a ieșit din tine, copilul tău. Adică, dar mai mult și mai puternic decât acest sentiment și aceste stări pe care le trăiești în acel moment, sunt momentele astea acum, după 5 ani, când ea vine, mă prinde cu mânuțele de față și îmi spune, mami, te iubesc, tu ești îngerul meu. Păi, deci în orice stare ai fi, oricum ai fi, oriunde ai fi, te topești instant în momentul acela. Nu mai există nimic. Și mă uit la ea și spun, Doamne, cât de bogată sunt. Doamne, incredibil. Doamne, ție îți mulțumesc. Nu, sunt cel mai bogat om din lume eu.
care este situația, nu neapărat că nu mi l-am dorit. Nu-l gândeam. Nu mă vizualizam. Ai înțeles? Și eu am fost foarte sinceră. Adică, nu știu dacă am fost întrebată sau nu despre situația asta, dar la modul general, când lumea îmi punea întrebări, a, copii, a, când te căsătorești, din inerție le spui ce vor să audă. A, mâine, 7 copii, 5 copii, 13 copii, le spui ce vor, ce... le dai grădinarului castraveți dacă asta-și cere, nu? Și atunci eu spuneam și eu ce vrea lumea să audă ca să fiu în tipare, dar nu sunt în tipare, nu sunt curioasă să fiu în tipare. Eu sunt eu și nu e niciuna ca mine. Punct. O luăm de la capăt? Despre asta e vorba. Ești mamă? Ești iubită acum? Chiar sunt mamă. Indiferent ce ți-a spune despre mine, eu sunt ca o leoaică care aș mânca și aș rupe carne vie, fără doar și poate pentru copilul meu. Cred că exact cum ar face orice mamă. Nu mi-ar sta în cale nimic pentru copilul meu. Stați împreună acum? Da, stăm împreună, evident. O împărțiți, presupun. Există un program? Nu există un program și nu există o pensie alimentară. El o ia când vrea, mai rar, cu toate că ar putea să o ia mai des. Și nu există neapărat tată perfect. Mamă perfectă există, pentru că mama este perfectă. Mama dă viață copilului, mama se implică în creșterea copilului și mama este lângă copil. Atunci când e rău, când nu doarme, când el are viața lui. E și el acolo cum poate, dar nu e perfect. Se putea mai bine de atât. Copilul cere? Trebuie să-i explici că nu vine tata? Nu-l prea pomenește copilul, nu prea îl cere. Mai spun eu, tu te duci la tati, nu, dar nu că nu vrea. Copilul, dacă stă 2 zile la el, e puțin probabil să întrebe de mine. Că așa e copilul, se dă în momentul de față, la 5 ani, cum bate vântul. Va înțelege ea când va fi mai mare. Au fost însă și imagini în presă cu violență. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Bun. Eu, pe mine mă definește ceea ce fac. Eu sunt un om, repet, care îmi place să vorbesc despre ce fac eu. Și mai mult decât atât, îmi place să vorbească munca mea despre mine. Era doar o întrebare generală, ca o lecție pe care tu o porți astăzi în viața ta. Atâta tot. Asta era... E un capitol la care eu mi-am dat delete. Am așa un buton, pac, chiar dacă pare incredibil, am șters, l-am îngropat, nu știu, nu mi-aduc aminte, nu vreau să vorbesc. Te ajută cel mai mult să faci așa. Dar bineînțeles, ce rost ar avea? De ce să cauți într-un coș cu gunoi? Ce găsești decât gunoi? Și apoi faci mizerie și se vorbește despre mizerie. N-am depins în viața mea de nimeni. Nu voi depinde nici acum. Nu există un personaj actual în viața mea și nu va mai exista niciodată în viața mea, asta apropo la ce am învățat, vreun personaj despre care eu să vorbesc în afară de mine. Pentru că eu sunt centrul universului meu. Apoi copilul. Și am explicat și de ce. Apoi familia. Și apoi toată lumea este bine. Never ever nu va mai exista un personaj, pentru că eu nu sunt PR. Am fost. Ați văzut ce s-a întâmplat. Despre care eu să vorbesc. Fie el masculin, fie feminin, nu voi mai da nume în viața mea, pentru că eu, știi tu, vorba aia, omul sfințește locul. Am zis un nume, l-am făcut cineva. Din nimeni, din nimic te-am făcut ceva. Păi de ce? Că dacă stai tu să vorbești despre tine, nu te-ar băga nimeni niciodată în seamă. Unele persoane nu sunt ascultate când vorbesc despre ele. Asta e satisfacția mea mare, că eu atunci când vorbesc despre mine, sunt ascultată. Și nu am nevoie să vorbesc despre altcineva, să fiu băgat în seamă. So, am zis tot. S-a schimbat iubirea pe care o aștepți acum? Iubirea, ca și viața, se schimbă. Nu mai poți să iubești la fel. La 16 ani iubești într-un fel, la 20 și ceva iubești într-un fel, la 30 într-un fel, la 30 și un pic într-un fel, la 40 în alt fel. Adică, vezi tu, și iubirea asta, în momentul de față, pentru mine, are niște baze foarte importante. Pentru mine, în momentul de față, iubirea nu mai e cum era acum 4, 3, 5 ani. Flori,
opulență, vacanțe, nu știu ce. Acum, în momentul de față, iubirea începe și se construiește cu cuvântul respect. Trebuie să mă respecti. După care vine alt cuvânt important în definiția iubirii. Trebuie să mă adori. Trebuie să mă faci prioritate și trebuie să-mi dai cel mai prețios lucru pe care îl avem cu toții. Timp. În momentul în care eu simt toate lucrurile astea, încep să cred că mă iubești. Și apoi, mi se pare perfect normal să investești în mine tot ce ai tu, ca parte masculină. Adică, ce ai tu? Cel mai prețios lucru este timpul. Și apoi, bineînțeles că nu pot iubi un bărbat mai puțin potent financiar, pentru că eu sunt o femeie care am partea asta materială câștigată și sunt învățată să trăiesc la un anumit nivel de viață. Nu pot și mi-ar fi greu și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia. Că înseamnă că ceva nu merge acolo dacă nu adică îl conduce că... o mașină mai șmecheră decât a mea. Acum e superficial ce nu, spun. E superficial, dar eu înțeleg unde vrei să spui, unde vrei să bați. În sensul că dacă el la 40 de ani n-are ajuns... casă, n-are mașină, n-are afacere, n-are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap, nu te supăra pe mine. Dacă tu ai ajuns la 40 de ani și nu stai pe nicio bază, măcar financiară, înseamnă că s-ar putea să nu scrii cu cratima atunci când vorbim prin mesaje, știi? Iar ăsta este iar un aspect foarte sexy și foarte important, cel puțin pentru mine. Știi? Adică scrisul ăsta corect gramatical mă nebunește. Mi-ai dat un mesaj și mi-ai scris fără virgulă, fără punct, fără punctuație și mi-ai scris team împreună, v-ați greșit și dați iar greșit, ești bloc, bloc, bloc. Bloc pe Instagram, bloc pe Facebook, bloc pe WhatsApp, bloc pe tot universul care există. Vreau să vedem pe Bianca de la 16 ani și pe Bianca de acum. Și vreau ca Bianca de acum să-i spună Biancăi, care mergea la Din Dragoste, ce să nu facă. Fată dragă, nu fi stilistă. Și fă alegerile care doar te avantajează. Nu mai alege cu sufletul. Alege cu mintea. Nu mai face ambiții prostești că le faci pe pielea ta. Nu mai crede în vorbe de iubire. Crezi în fapte. Pentru că iubirea nu e construită din vorbe. Iubirea e construită din fapte. Ca să închem într-un fel, te mai duci acasă? Nu. Acasă pentru mine este aici, în București. Acasă pentru mine este acolo unde mă trezesc dimineața. Și acasă pentru mine de cele mai multe ori persoana pe care o iubesc. Ți-ar fi greu să mai vezi cămăruța aia de acolo? Nu am să mă mai duc niciodată acolo. Pentru mine nu este acasă. Îi spusesem tatălui meu, în urmă cu vreo 2 luni, treaba asta. M-a întrebat, tată, tu când mai vii acasă? Și am zis, acasă? Pentru mine nu este acasă. Acasă este nu locul în care te-ai născut sau în care ai crescut. Este locul în care te simți iubit. Acasă este locul în care te simți apreciat, te simți frumos, te simți puternic și te simți bine. Acasă nu este unde te-ai născut. Nu mă mai duc. De câți ani ai mai fost? N-am nimic acolo. Ani de zile. Doamne ferește să se întâmple vreo nenorocire, că va trebui să mă gândesc la o modalitate prin care nu vreau să ajung acasă. Acasă, de fapt, nu este acolo. În cele din urmă, pentru toți cei care te-au urât, au avut vorbe grele pentru tine, ce ai să le spui? Că le mulțumesc. Pentru că din timpul lor prețios mă caută pe mine și chiar dacă ei aparent nu au energie bună, atenția lor și timpul lor mă valorifică. Și datorită lor, eu încă exist și sunt cea mai titrată femeie din România. Bianca, îți mulțumim că ai stat în oglindă. Eu vă mulțumesc pentru invitație.
și îți mulțumim că ne-ai spus povestea ta, cât s-a putut spune din ea. Până la urmă, asta e viața, cu bune și cu rele. Ea ne definește alegerile pe care le facem în fiecare zi. Dar trebuie să ne uităm în oglindă la cine suntem noi astăzi și mai puțin la cine am fost ieri. Dar totuși, trecutul trebuie să fie o lecție de viață. Vă mulțumesc!